Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a aflat astăzi în partea de sud-est a regatului Suediei, în orașul Lund. În ziua hramului, preasfinția sa a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica Sfinții Mucenici și Arhidiaconi Ștefan și Laurențiu din acest oraș universitar. Ierarhul a evidențiat la finalul slujbei că Sfântul Apostol, întâiul mucenic și arhidiacon Ștefan, a urmat exemplul Mântuitorului Hristos pentru că s-a rugat și i-a iertat pe cei care l-au ucis. Aceasta este cea mai înaltă treaptă a desăvârșirii creștine: să te rogi pentru ucigașii tăi, să ai milă față de cei care te ucid fără milă. La această măsură trebuie să ajungem cu toții, să îi iertăm, să ne rugăm și să îi iubim pe vrăjmașii noștri și chiar pe cei care ne persecută, care ne chinuiesc și ne ucid. În sensul acesta, iată, Sfântul Ștefan nu este pildă de iubire de sfârșit. Așa cum Isus i-a iubit pe vrăjmașii săi, pe cei care l-au hulit și l-au răstignit, așa și Ștefan iată i-a iubit și s-a rugat și i-a iertat pe cei care l-au ucis fără milă. El este întâiul mucenic al bisericii și așa cum v-am spus, este arhetipul tuturor martirilor, tuturor mucenicilor de mai târziu, fiindcă toți mucenicii s-au rugat și i-au iertat și i-au iubit pe torționarii săi și în vechime și în zilele noastre și iată ne sunt pildă atâția martiri ai neamului nostru care au suferit în temnițe în perioada comunismului. Ierarhul le-a oferit la final daruri copiilor și credincioșilor.